Violența verbală o întâlnim, nu i-am dat importanță mult timp, dar de acum înainte sunt sigură că o să acordăm importanță foarte, foarte, foarte mare. Încerc și sunt sigură că o să reușesc să responsabilizez ceilalți actori locali, ca împreună să facem echipă, să încercăm să prevenim și să diminuăm acest lucru care face rău copilului. Face rău atât din punct de vedere emoțional și îl poate afecta în mai multe. Depinde de situație, depinde de cât de tare e abuzat emoțional. Da, deci întâlnim violența verbală, am tolerat-o, nu o să mai tolerăm. Mă bucur foarte mult că se promovează și se face campanie. La nivel local o să încerc și sunt sigură că o să reușesc, pentru că mi-am propus în cadrul micrograntului să fac o activitate la care să participe părinții și cine o să vrea să vină, cu sprijinul Teatrului Vasilache din Botoșani, unde o să fie o piesă de teatru cu mesaje antiviolență, unde la final o să fie implicați copii, chiar și părinți. Părinți ai copiilor, din special cei care participă la activitățile micrograntului. Pentru că avem și acolo cazuri, familii care își abuzează copiii. Unii dintre ei nu-și dau seama, unii dintre ei sunt obișnuiți să facă acest lucru, nu conștientizează, dar încercăm să facem ceva pentru copii. Copilul este oglinda părintelui, copilul este cel mai important și trebuie pus pe primul loc. Și pentru ei muncim în asistența socială. Portretul părintelui care își abuzează copilul este de mai multe feluri. De exemplu, un părinte care la rândul lui a fost stresat și pedepsit de părinții lui. Și acest părinte, la rândul lui, își stresează copilul, pentru că așa știe el să facă. Și chiar am un caz concret la noi. Și acel copil are de acum 6 ani și părinții și-au dat seama că și le pare rău că și-a stresat și și-a abuzat copilul atât de mult timp. Dar, nu știu, mă gândesc că de acum înainte ar putea să încet, încet, nu știu, să remedieze cumva. Alt portret al părintelui, un părinte consumator de alcool, un părinte care provine dintr-o familie, tot așa, la rândul lui, părinții consumatori de alcool, își lasă copiii în grija fraților, copiii mici în grija fraților mai mari. Când vine acasă, îi umilește, îi abuzează, nu le dă mâncare, nu îi îngrijește. Un alt portret al părintelui care abuzează copilul. Neajunsurile. Și de aici se ajunge la abuz asupra copilului, abuz emoțional. Păi eu când știu că luna aceasta n-am cu ce îmi plăti rata și vine soțul meu și îmi spune, știi, mâine trebuie să plătim rata la bancă. Da, eu mă enervez, copilul se află prin preajmă și mai stric și la copil. Aici nu-ți dai seama pe moment, dar nu știu, totul depinde să te controlezi foarte mult, totul depinde să discuți foarte mult, să eviți toate conflictele și să le previi, să nu se afle în preajma copilului. În primul rând, UNICEF-ul a întărit colaborarea între instituții. Deci eu am făcut echipă cu asistent social. Asistent social de la noi a înțeles din prima acest lucru. Deci nu a crezut că vin și iau locul, cum s-a întâmplat în alte comune, la colegii de-a mei. Am întărit relația dintre Direcția Generală a Protecției Copilului. Am întărit Consiliul Comunitar Consultativ. Am implicat mai mulți actori locali. Deci am implicat preoți, am implicat polițiști, asistenți medicali comunitari cu care facem echipă de minune, pentru că mergem în teren. Fetele chiar asta fac. Ele pe partea medico-socială, noi pe partea socială și
uite așa se face treaba. Să lase prejudecățile deoparte, să informeze, să încerce să informeze atunci când nu au acces la informații, să apeleze la noi, la asistență socială și să discute foarte mult cu copiii. Pentru că copilul are... La copil trebuie să-i spui de mai multe ori să facă un lucru, pentru că e copil, nu e adult. Noi vrem de la copil multe lucruri, dar copilul are 5 ani și noi avem 30 de ani. Deci nu... Să fie mai tolerant, să fie mai... Să lucreze mai mult, să-i acorde sprijin copilului, să-i acorde mai multă atenție, să... Discuții multe, multe, multe.